Ne dați niște metode de îmbunătățire a stimei de, de sine? Să ne propunem numai lucruri care afi, conțin afirmație, nu negație. Se spune despre Napoleon că termenul nu, nu exista pentru el. Ce înseamnă afirmație? Afirmația înseamnă angajarea unei energii, ceea ce este extrem de important. Să spunem, dacă spui, nu poți să faci acest lucru, nu o să-l poți face, pentru că subconștientul preia. În subconștient este o inteligență infinită. Mai întâi este intenția ca să faci ceva ai intenție. 2. Povesteam de voință. Folosind afirmațiile. Sunt sănătos. Repetând, să zicem, o lună, de zile de 4-5 ori pe zi, câteva, câteva minute. Subconștientul preia, e obligatoriu să mulțumești, să recunoști. Dar această mulțumire este cel mai importantă. Nu mulțumesc că mă voi face bine, nu mulțumesc că voi obține o, o casă. Trebuie să imaginezi aproape ca un, ca un, arhitect tot ceea ce îți propui, să-l vezi și să-l investești cu energia necesară și să mulțumesc ca și cum lucrurile s-ar fi Ce se întâmplă? Mi-am pus întrebarea asta. Ce se întâmplă dacă spun doar că mulțumesc pentru că m-a ajuns, Doamne? Nu voci energia care să mă trezeze acel lucru. Deci plecăm de la realizarea unei dorințe, da? Intenție, voință, Repetiție, mulțumire, recunoaștere. Tu știi că poți să-ți proiectezi un copil înainte de a concepe? Eu mă ridic și plec. <laughs> poți să fii inginer genetic al propriului tău copil.